Bună ziua, astăzi vom vorbi despre fiziologia respirației. La modul general, putem spune că respirația cuprinde trei etape: etapă pulmonară, sanguină și tisulară sau celulară. În cazul etapei pulmonare, vorbim de schimbul de gaze respiratorii între aerul alveolar și sângele din capilarele pulmonare. Astfel, dioxidul de carbon difuzează din sângele capilarului pulmonar în aerul alveolar, în sensul gradientului său de presiune, iar oxigenul difuzează în sens invers, având loc astfel oxigenarea sângelui ajuns la acest nivel. În etapa sanguină vorbim de transportul celor două gaze respiratorii, transportul de oxigen și transportul de dioxid de carbon prin sânge. Și anume, în cazul oxigenului vorbim de două modalități, dizolvat în plasmă, în procent de 1,5% și legat de hemoglobină, sub formă de combinații labile, oxihemoglobină, în procente de 98,5%, cea mai rămas până la 100%. Transportul de dioxid de carbon se realizează prin trei modalități: dizolvat în plasmă, ca și în cazul oxigenului, dar în alt procent, 5%, combinații labile cu hemoglobina sub formă de carbo sau carbamina hemoglobină, 5% și restul până la 100%, 90% bicarbonați plasmatici. În etapa a treia, tisular, la nivelul țesuturilor, la nivelul celulelor care compun țesutura respective, vorbim de difuziunea oxigenului din sângele capilar prin lichidul interstițial spre celule, iar dioxidul de carbon difuzează în sens invers spre sângele capilar. După manualul din Corint, vorbim de mai multe momente, mai multe procese, putem spune, incluse în respirație. Spunem că respirația cuprinde ventilația pulmonară, difuziunea oxigenului și dioxidului de carbon între alveolele pulmonare și sângele capilar. Al treilea moment, al treilea proces, transportul oxigenului și dioxidului de carbon și, de asemenea, reglarea respirației prin mecanisme neuroumorale. Vom lua aceste etape pe rând. Ventilația pulmonară cuprinde cele două mișcări respiratorii, este vorba de inspirație și expirație, care asigură schimburile între atmosferă și alveole de aer. Inspirația este un proces activ pentru că se contractă mușchi inspiratori, se contractă mușchiul diafragmatic, se contractă mușchii intercostali externi și noi știm că atunci când se contractă mușchi, se consumă energie. Deci, din acest motiv, inspirația este un proces de tip activ. Noi știm că diafragmul în relaxare are forma aceasta boltită de cupolă. Când se contractă diafragma, ea devine orizontală și atunci diametrul longitudinal crește. De asemenea, când se contractă mușchii intercostali externi, crește diametrul anteroposterior, deci se ridică, se îndepărtează coastele de coloana vertebrală și se ridică acest grilaj costal. În acest fel, volumul cutiei toracice crește și prin sistemul pleural se va determina și creșterea volumului pulmonar. Cum cei doi parametri, volumul și presiunea, știm de la fizică, de la chimie, că variază invers proporțional, vom avea volum pulmonar crescut, presiunea intrapulmonară, deci din plămâni, scade, ajungând sub valoarea presiunii atmosferice, spune că ajunge la minus 1 centimetru apă și aerul, fiind un amestec de gaze, conform legii lui Dalton, va circula de la presiune mai mare la presiune mai mică. Deci aerul cu oxigen va intra în plămâni, va ajunge până la nivelul alveolelor pulmonare. În cazul inspirației forțate intervin și alți mușchi, cum ar fi mușchii sternocleidomastoidieni, mușchii dințați, mușchii micii pectorali.
În inspirația maximă față de expirație, diametrul anteroposterior crește de circa 20%. Deci, în inspirație, aerul cu oxigen pătrunde în plămâni. Cealaltă mișcare respiratorie care este inclusă în ventilația pulmonară este expirația și în acest caz vorbim de un proces pasiv, pentru că în mod normal în expirație nu se contractă mușchi, doar în procese patologice și în expirația forțată. Deci expirația obișnuită, curentă, normală, este un proces pasiv care se bazează pe elasticitatea țesutului pulmonar și astfel volumul toracic și respectiv volumul pulmonar vor scade. Când volumul pulmonar scade, presiunea intrapulmonară crește, ajungând la o valoare de plus 1 cm apă. Deci vom avea o presiune intrapulmonară mai mare decât presiunea atmosferică. Și atunci aerul va trece de la presiune mai mare la presiune mai mică, aerul cu dioxid de carbon ieșind din plămâni. Vedem de asemenea că diafragmul își recapătă forma de cupolă, iar grilajul costal coboară. Deci expirația obișnuită este un proces pasiv, forțele elastice sau de recul sunt forțe ale țesutului pulmonar propriu-zis și produse de tensiunea superficială a surfactantului, un lichid care căptușește alveolele pulmonare, care constituie așa numita forță de tensiune superficială. Și în acest proces vorbim nu numai de o expirație normală, obișnuită, curentă, ci și de o expirație forțată, în care lucrurile se schimbă, expirația forțată este proces activ, se contractă mușchii abdominali, mușchii drepți abdominali, mușchii intercostali interni și deci se consumă energie. Asociat celor două mișcări respiratorii, inspirația și expirația, vorbim de volume și capacități pulmonare, capacitățile pulmonare reprezentând sume de volume. Primul volum este volumul curent, VC, volum curent, care înseamnă volumul de aer introdus în plămâni printr-o inspirație normală și eliminat apoi printr-o expirație normală. Este de circa 500 de mililitri de aer. Deci, pantă ascendentă, imaginați-vă, inspirație, pantă descendentă, expirație. Inspir, expir și așa mai departe. Dacă frecvența respirațiilor este mai mare, aceste bucle vor fi și ele mai dese. Dacă frecvența este mai mică, vom avea aceste unde mai laxe, mai depărtate între ele. La sfârșitul unei inspirații normale, suntem în acest punct. Din acest moment putem în mod forțat, printr-o inspirație forțată, să mai introducem în plămâni un volum de aer. Acesta este VIR, volumul inspirator de rezervă, deci de aici până aici este amplitudinea lui, de circa 1500 de mililitri de aer. Apoi expirăm, inspir normal, expir normal. La sfârșitul unei expirații normale suntem în acest punct. În mod forțat mai putem să scoatem din plămâni un volum de aer care este volumul expirator de rezervă, VR, care caracterizează expirația forțată. Și acesta are valoare de circa 1500 de mililitri de aer. Deci la fel, inspir, expir și așa mai departe. Observăm că la sfârșitul unei expirații forțate suntem în acest punct și oricât de mult ne-am strădui, rămâne un volum de aer pe care nu putem să îl scoatem din plămâni, oricât ne-am strădui. Acesta este volumul de expirator, de volumul rezidual, care
volum rezidual ca număr de mililitri rămâne în plămâni, ca și compoziție chimică, evident că el este reîmprospătat la fiecare mișcare respiratorie. Acest aer iese din plămâni atunci când persoana moare, când își dă ultima suflare. Repet, ca și compoziție chimică, el este reîmprospătat la fiecare mișcare respiratorie, ca număr de mililitri rămâne acolo și menține astfel anumită distensie la nivel alveolar. Sumele de volume pulmonare îmi dau capacitățile pulmonare și identificăm următoarele capacități. CV, capacitate vitală, fiți atenți la acest cuvânt vital, pentru că se referă la volumele de, este, reprezintă o sumă de volume pe care le vehiculăm în timpul vieții. Deci CV, capacitate vitală, egal cu vir plus volum curent plus volum expirator de rezervă. Dacă adunăm toate aceste volume, deci inclusiv volumul respirator, avem capacitatea pulmonară totală. Deci capacitatea pulmonară totală nu va putea fi măsurată spirometric pentru că nu avem componenta de volum respirator măsurată spirometric. Spirometru fiind aparatul cu care se măsoară diferitele volume pulmonare. Ne uităm în partea dreaptă a graficului și vedem că VIR plus volum curent ne dă acest CI care înseamnă capacitate inspiratorie. Iar VR plus volum rezidual, capacitate reziduală funcțională. Deci avem volume și capacități pulmonare care sunt sume de volume pulmonare. Secundă. Ceea ce vă spuneam mai înainte, capacitate vitală, suma lui vir, volum curent plus fer, acestea pot fi măsurate spirometric. Capacitatea pulmonară totală, putem spune că este CV, capacitatea vitală, suma celor primelor 3 plus volum rezidual. Dacă comparăm, deci avem 1500, 500, 1500, volumul rezidual 1200, 1500, dacă rotunjim la 1500, ajungem să avem o valoare a capacității pulmonare totale de circa 5000 de mililitri. Ultimele trei volume se află în plămân în mod normal, pe când virus știm că este introdus printr-o inspirație forțată. Un concept legat de volumele și capacitățile pulmonare este debitul respirator DR sau debit ventilator sau minut volumul respirat, care indică cât aer trece prin plămâni într-un minut. Evident că este egal cu volum curent, cât introducem în plămâni odată, înmulțit cu de câte ori se întâmplă asta pe minut, înmulțit cu frecvența respiratorie. Dacă luăm volumul curent, valoarea sa medie 500 ml și considerăm frecvența respiratorie egală cu 18 respirații pe minut, vom avea un debit respirator de circa 9 litri sau 9000 de ml pe minut. Deci acesta este volumul de aer care trece prin plămâni într-un minut. Din volumul curent care pătrunde la o singură inspirație în plămâni, circa jumătate ajunge la nivel alveolar, la nivelul bronhiolelor respiratorii și constituie așa numita ventilație alveolară. Dacă ne uităm pe această schemă, deci iată, cam jumătate spuneam că ajunge la nivelul alveolar, ventilație alveolară, care nu înseamnă doar strict în alveole, ci în acele spații unde sunt posibile schimburi de gaze respiratorii cu sângele. Deci ar fi alveole în primul rând, bronhiole terminale, bronhiole respiratorii sau cei alveolari cu alveole. Restul de circa jumătate, da, o să fie așa numit volum al spațiului mort,
volumul de aer care nu participă la schimburile de gaze respiratorii, schimburile de oxigen și dioxid de carbon și înseamnă ce aerul de pe toate căile respiratorii superioare intrăm în plămâni până la nivel de bronhiole terminale. Deci unde nu, repet, nu se fac schimburi, nu participă la schimburile de gaze respiratorii de oxigen și de oxid de carbon. Al doilea proces care este inclus în respirație este vorba de difuziunea oxigenului și dioxidului de carbon între alveolele pulmonare și sânge, așa numită etapă pulmonară pentru cei care dau bacul. Oxigenarea sângelui la nivel pulmonar se numește hematoză pulmonară și se face prin membrana alveolo-capilară, membrană sau membrană respiratorie, așa cum îi spune numele. Ea înseamnă peretele alveolei, membrană alveolară, plus peretele vasului capilar, alveolo-capilară respiratorie. Deci, ea va cuprinde epiteliul alveolar unistratificat, așezat pe o membrană bazală, endoteliul capilar sau epiteliul capilar, dacă vreți, se numește endoteliu, unistratificat, așezat de asemenea pe o membrană bazală între cei doi pereți, peretele alveolar și al vasului capilar, există un strat fin de țesut interstițial, interstițiu pulmonar. Iar, așa cum spuneam, pereții alveolelor sunt căptușiți cu surfactant, pe care l-am făcut aici cu albastru. Surfactantul este un lichid tensioactiv. Oxigenul va difuza de la presiune mare la presiune mică, trecând prin surfactant, apoi traversează epiteliu alveolar, membrana bazală alveolară, interstițiu pulmonar, membrana bazală a endoteliului capilar și endoteliul capilar, ajungând în sângele capilar. Dioxidul de carbon va difuza în sens invers, traversând endoteliul capilar, membrana bazală a capilarului, interstițiu pulmonar, membrana bazală a peretelui alveolar, al epiteliului alveolar, epiteliul alveolar unistratificat, surfactantul ajungând în aerul alveolar. Deci o suprafață foarte mare aceste alveole, 50-100 de metri pătrați, membrana alveolo-pulmonară este foarte subțire, de circa 0,6 microni, deci multe adaptări pentru ca această difuziune a gazelor respiratorii să se facă optim. Vedem aici capătul arterial pulmonar. Artele pulmonare sunt singurele care au sânge neoxigenat și cu mai mult dioxid de carbon și apoi capilar venos pulmonar. Venele pulmonare sunt singurele vene care au sânge oxigenat. De aceasta am ales aceste culori convenționale, albastru pentru sângele neoxigenat și roșu pentru sângele oxigenat. În această schemă observăm mai plastic cumva schimburile de gaze între capilarele pulmonare și alveole. Acestea, ca niște gogoșele așa, sunt hematiile văzute de sus, văzute microscopic, ca niște gogoșele. Noi știm că ele au formă de fapt de disc biconcav. Evident că zona aceasta este mai electron-densă, de aceea este mai închisă la culoare. Legat de hemoglobină, de pigmentul roșu, de cromoproteina hemoglobină, avem dioxid de carbon, combinație labilă și ajungând la nivelul alveolelor pulmonare, dioxidul de carbon disociază, se rupe de hemoglobină și difuzează trecând în aerul alveolar, de unde prin expirație va fi eliminat din corp. Oxigenul adus prin inspirație va difuza în sens invers dinspre aerul alveolar, va traversa
surfactantul, membrana alveolo-capilară și va ajunge în sângele capilar, unde se va lega de hemoglobină, formând combinația labilă oxihemoglobină și va pleca, vine sânge neoxigenat și va pleca sânge de tip oxigenat. Acest fenomen de difuziune a gazelor respiratorii este posibil deoarece avem anumite gradiente de presiune care permit acest lucru. Dacă ne imaginăm că aici suntem în interiorul unei alveole și avem aerul alveolar, suntem în interiorul unei alveole, iar mediul celălalt, separat prin interstițiu pulmonar, este sângele capilar, interstițiu. Ne uităm și observăm că în cazul oxigenului avem o presiune parțială în aerul alveolar de 100 mm coloană de mercur, în timp ce în sângele capilar presiunea este de 40 mm coloană de mercur. Deci de la presiune mare la presiune mică, oxigenul, gazul, oxigenul va difuza și gradientul acesta de presiune este de 100 minus 40 de 60 de mm coloană de mercur în cazul oxigenului. Este nevoie de un timp pentru egalarea presiunilor de circa 0,25 de secunde, deci atât este necesar pentru ca presiunea în sângele capilar să ajungă de la 40 la 100 în urma difuziunii sale, dar hematia stă mult mai mult, petrece circa 0,75 de secunde în capilarul pulmonar, diferența de 0,75 minus 0,25 cât de necesar, deci diferența de 0,50 de secunde înseamnă margine de siguranță. Deci hematia rămâne mai mult pentru ca acest proces să se desfășoare complet. Invers, presiunea parțială a dioxidului de carbon în sângele capilar este de 46 mm coloană de mercur, în timp ce în aerul alveolar este de 40 mm coloană de mercur. Evident că dioxidul de carbon, fiind un gaz, va difuza din sângele capilar în aerul alveolar. În acest caz, gradientul de presiune pentru dioxid de carbon va fi egal cu 46 minus 40, 6 mm coloană de mercur și vedem că 6 este o zecime, 1 pe 10 din 60, adică 1 pe 10 din cine este 60? Gradientul de presiune al oxigenului. Deci, gradientul de dioxid de carbon este o zecime din gradientul de presiune al oxigenului. Deși gradientul de presiune pentru dioxid de carbon este semnificativ mai mic, este doar o zecime, timpul necesar pentru egalizarea presiunii este același, 0,25 secunde, pentru că dioxidul de carbon difuzează de circa 20 de ori mai repede decât oxigenul și este de 25 de ori mai solubil decât oxigenul. Și atunci, în același timp și loc au loc aceste procese de difuziune, oxigenul trece în sânge, dioxid de carbon trece în aerul alveolar. Următorul proces din respirație este transportul oxigenului și dioxidului de carbon și vorbim de un transport prin sânge și prin lichidele organismului în general, lichid interstițial, către și de la celule, așa numită, deci avem etapa sanguină prin sânge și etapa tisulară celulară prinse în același moment, momentul 3 din corin. Deci etapă sanguină prin sânge și dacă vorbesc de difuziunea prin lichidul interstițial către și de la celule, vorbesc de etapa tisulară sau celulară.
Vom lua cele două gaze respiratorii pe rând, și anume oxigenul se transportă sub formă dizolvată fizic în plasmă 1,5%, diferența până la 100%, 98,5% legat de hemoglobină, repet, combinații labile, dacă ar fi stabile, hemoglobina ar deveni inaccesibilă pentru alte molecule de oxigen și pentru alte molecule de dioxid de carbon și s-ar ajunge la asfixiere. Deci legat de hemoglobină, formând oxihemoglobina, pe care vom nota prescurtat HB, hemoglobină, oxigen 2. Deci oxigen plus hemoglobină, oxihemoglobină. Ne amintim puțin structura moleculei de hemoglobină, pentru că este foarte interesant ce se întâmplă legat de structura acesteia. Hemoglobina are o parte proteică propriu-zisă reprezentată de globină. Globina are două catene alfa, două catene beta, deci polipeptidice, patru catene, două alfa, două beta. Globina, cum spuneam, și o parte neproteică sau prostetică reprezentată de hem. Pentru fiecare catenă a globinei există prins câte un hem. Iar hemul, formula lui arată cam așa ca o cruce, observați ce nucleu chimic interesant, seamănă cu cel al clorofilei, să știți, numai că acolo avem în centru magneziu. În centrul moleculei de hem avem fierul, deci fierul va fi prins evident de globină, de așa, iar fiecare atom de fier, fiecare fier poate să lege, așa cum observăm aici, o moleculă de oxigen. Cum în molecula hemoglobinei avem 1, 2, 3, 4, 4 molecule, 4 grupări hem, 4 grupări hem, vom avea deci 4 atomi de fier care vor lega 4 molecule de oxigen. Deci pot spune că o moleculă de hemoglobină leagă maxim 4 molecule de oxigen. Prin măsurători exacte s-a constatat că un gram de hemoglobină se combină cu maxim 1,34 ml oxigen și în analizele din laboratorul clinic, hemoglobina măsurată la o persoană are o valoare normală de 12-15 grame la 100, deci pe decilitru sânge. Și dacă luăm valoarea de 12, vom avea 12 înmulțit cu 1,34, pentru că un gram se combină cu 1,34 ml de oxigen. Deci 12 grame, 12 grame hemoglobină înmulțit cu 1,34 ne dă aproximativ 20 de mililitri de oxigen pe decilitru, asta desigur în sângele arterial. Deci avem 100 de mililitri de sânge arterial, eliberează în țesuturi câte 7 mililitri de oxigen. Deci în repaus, 100 mililitri de sânge arterial eliberează 7 mililitri de oxigen, acesta reprezentând coeficientul de utilizare a oxigenului. Deci, dacă e 7%, putem să scriem și procentual, 7% în repaus. În timpul efortului, acest coeficient de utilizare a oxigenului crește la 12%. 12 ml în 100, deci 12%. Diferența aceasta de 20, deci 20 minus 7, cât se utilizează, îmi dă 13 ml oxigen, care înseamnă oxigenul din 100 de ml sânge venos. Deci sângele venos nu este lipsit de oxigen. După difuziune, hemoglobina rămâne saturată cu oxigen în proporție de 50 până la 70%. Dacă ar fi 50, am avea un coeficient de utilizare de 10%, deci chiar acțiune, da? De 50-70%, circa 13 ml oxigen în 100 de ml de sânge venos. Dacă luăm celălalt gaz respirator, dioxidul de carbon, el poate fi transportat prin sânge sub 3 moduri diferite. Primele două sunt comune cu cele a oxigenului. Dizolvat fizic în plasmă, 5%, legat de
hemoglobină, vorbesc de carbohemoglobina sau carbaminohemoglobina, deci de grupările NH2-aminoale globine din molecula de hemoglobină și restul până la 100%, deci 100 minus 5 plus 5, 90% sub formă de bicarbonați plasmatici, este vorba obținut prin fenomenul de membrană Hamburger sau fenomen de migrare a clorului la nivelul eritrocitelor. Ce este acest fenomen de membrană Hamburger? Dacă luăm un eritrocit, o hematie sau un eritrocit la nivel celular, deci celulele în metabolismul lor produc dioxid de carbon. Dioxidul de carbon intră în eritrocit, se leagă de apă la nivel citoplasmatic și formează acidul carbonic, care este un acid foarte slab, de aceea el disociază rapid mai departe în protonul de hidrogen, ionul de hidrogen și anionul bicarbonat. Această ecuație de legare a dioxidului de carbon de apă are loc în prezența unei enzime numite anhidrază carbonică și, cum spuneam mai departe, acidul carbonic disociază în cele două componente. Hemoglobina leagă protonul de hidrogen, se transformă în hemoglobină redusă, iar anionul carbonic difuzează din eritrocit în plasmă, și aici se leagă de ionul de sodiu rezultat prin desfacerea moleculei de clorură de sodiu. Deci ionul de sodiu plus anionul bicarbonat formează bicarbonatul de sodiu sau carbonat acid de sodiu. Pentru că membrana eritrocitului este relativ impermeabilă pentru cation, pentru ionii pozitivi, ieșirea ionului bicarbonat din celulă determină o scădere a numărului de sarcini negative în interior și, pentru a neutraliza acest efect, ionul de clor difuzează, migrează, intră în eritrocit, unde se leagă de cationul de potasiu existent la acest nivel, formând clorura de potasiu. O parte din ionii de potasiu se pot lega cu anionul bicarbonic care ar putea să mai rămână aici, formând bicarbonat de potasiu. Deci bicarbonat de potasiu în eritrocit și bicarbonat de sodiu în plasmă. Dacă vrem să vedem ce se întâmplă când hematia ajunge la alveole, deci în capilarele pulmonare, procesul va fi invers. Ce observăm? Că bicarbonatul de sodiu din plasmă se desface eliberând sodiu, care evident se va lega de clor, și va elibera anionul bicarbonat, acesta difuzează în eritrocit, se leagă de protonul de hidrogen eliberat de hemoglobina redusă, va reface astfel acidul carbonic, care disociază formând apă și dioxid de carbon, iar dioxidul de carbon difuzează trecând din eritrocit și ajungând în final în aerul alveolar. Clorul rezultat prin desfacerea clorurii de sodiu va difuza din eritrocit în plasmă, unde se va lega de sodiu și va reface clorura de sodiu. Deci avem un fenomen de migrare a clorului. Clorul iese din eritrocit în plasmă la alveole și invers, clorul intră în eritrocit la nivelul celular. La nivelul tisular sau celular, așa numită etapă tisulară sau celulară, avem această difuziune a gazelor respiratorii de la presiune mare la presiune mică, deci avem sângele capilar și celulă. Presiunea parțială a oxigenului în sângele capilar este 97 mm coloane de mercur. Vedem că a mai scăzut puțin pe traseul de la traseul arterial, deci de la artera aortă până a ajuns
în capilare din organul X, în celulă presiunea acestui gaz este mult mai mică, de 40 mm coloane de mercur, sensul gradientului este acesta, dinspre capilar spre celulă și oxigenul trece din sângele capilar în celulă. În urma metabolismului celular s-a produs dioxid de carbon, presiunea lui în celulă este de 46 mm coloane de mercur, în timp ce la nivel capilar presiunea este de 40. Sensul gradientului va fi acesta și deci dioxidul de carbon difuzează din celule prin lichidul interstițial spre capilare, spre sângele capilar. Când oxigenul pătrunde în celulă, bate la ușă și va fi folosit unde? În mitocondria din celulă, care știm că este organitul implicat în respirația celulară, fabrica de energie, fabrica de ATP a celulei. Mai întâi, glucoza, un substrat energetic foarte comun celulelor, este descompusă parțial până la acid piruvic în citoplasmă. Această etapă se numește glicoliză, nu necesită oxigen, liberează puțină energie. Și apoi acidul piruvic intră în mitocondrie, unde au loc următoarele subetape. Avem ciclul Krebs din matricea mitocondrială cu reacții de decarboxilare, se scoate carboxilul sub formă de dioxid de carbon, de dehidrogenare, se scoate hidrogenul sub formă de ion sau proton de hidrogen și se eliberează ceva energie, 2 ATP. Ionii de hidrogen și electronii vor fi transportați printr-un lanț de respirator situat la nivelul membranei interne a mitocondriei. Au loc reacții de oxidoreducere, are loc așa numită fosforilare oxidativă. Fosforilare pentru că de la ADP 2 fosfați ajung la ATP 3 fosfați, deci crește conținutul în fosfor și pentru că se consumă oxigen, vorbim de fosforilare oxidativă, eliberându-se multă energie, 34 de mol de ATP. În final, hidrogenul se leagă de oxigen și formează apa. Deci dacă plecăm de la o moleculă de glucoză, vom obține 2 plus 2 plus 34, 38 de mol de ATP. În cazul unui metabolism intens, se produce deci mult dioxid de carbon. Și cum dioxid de carbon am văzut că se leagă de apă și formează acid carbonic, acidul carbonic se acumulează și disociază, eliberând protonii de hidrogen, ionii de hidrogen și anionul bicarbonat. Cu cât am mai mult hidrogen, cu atât pH-ul celular scade, celular, tisular scade, pentru că noi știm că pH-ul este minus logaritmul decimal din concentrația ionilor de hidrogen. Deci dacă o să am o concentrație mai mare, să spunem 10 la minus 6, pH-ul va fi 6. Dacă o să am 10 la minus 7, pH-ul va fi 7. Deci cu cât concentrația de hidrogen crește, pH-ul scade, deci vorbim de o anumită acidoză tisulară care determină disocierea oxihemoglobinei, adică desfacerea oxihemoglobinei în hemoglobină și oxigen. În fine, ultima etapă este reglarea respirației, care se face pe cale nervoasă și umorală. Cea nervoasă automată își are centri nervoși în inspiratori și expiratori în substanța sau formația reticulată din zona bulbopontină, deci din trunchiul cerebral, și există de asemenea o reglare nervoasă comportamentală, deci în mod voit ne modificăm respirația atunci când cântăm la anumite instrumente sau atunci când vorbim sau atunci când vrem să impresionăm pe cineva sau când notăm, nu știu, în diferite activități umane. Centrii nervoși în această situație sunt în scoarța cerebrală, sistem limbic, hipotalamus. Reglarea umorală se referă la concentrația de oxigen, de dioxid de carbon, care va influența anumiți chemoreceptori din zone reflexogene din vasele mari, pildă, și care va influența în acest fel centrii
inspirator și expirator din formația reticulată a zonei bulbopontine, deci din trunchiul cerebral. Asupra reglării respirației vom reveni într-o lecție ulterioară cu mai multe detalii, lecție pe care vă recomand să urmăriți de asemenea pentru că are multe corelații cu sistemul nervos și nu numai. În speranța că v-a fost de folos și am discutat astăzi, vă urez o zi frumoasă în continuare, numai bine!